Dacia Sandero a fost a doua cea mai vândută mașină din Europa în 2022. Pleacă, mă, de aici, nu te cred așa. A doua cea mai vândută mașină. Dacia are un model cea mai bine vândută a doua în Europa? Din Europa, da. V-ați fi putut imagina, la distanță foarte mică de primul loc. Vă zic imediat, dar mă gândeam, mă, v-ați fi putut imagina totuși așa ceva acum să sărăcească nemții în halul ăsta? 10 ani, știi? Dacă stai să te gândești, băiatule, pe bune, deci e chiar un progres. Sandero a înlocuit Renault Clio, care era pe 2 în 2021, și acum 2 ani, pe primul loc a vânzării, era Volkswagen-ul Golf. Toată lumea avea un Golf, minim unul. Care acum a coborât pe locul 5. Golf a fost cea mai vândută mașină din Europa timp de 13 ani. Dacă mai văd vreun Golf în trafic, mă uit în scârbă. Tu ți-ai găsit să-ți iei acum, că nu mai e la modă, vezi? Nu, n-ai înțeles. Eu am luat Golf când era Golf pe bun. Cine e pe locul 2? Cine e pe locul 2? Nu era pe primul loc atunci când m-a luat. Șmechi, vizionar? Așa crezi tu. Vizionar erai dacă îți luai Sandero. Acum dacă erai campion. Sandero. M-a bătut gândul să-mi iau Sandero. Ești un picaj. E scade cota de piață. Dar tu ai văzut cum arată Golf acum? Adică există și o explicație pentru faptul că nu se mai vindea de bine. Eu stic ca fața. Dar tău ciudat. Zici? Nu, al meu e încă la bun. Acum asta mai nu e urât, da? Da. Da, mă, el s-a delimitat la timp și cu Subaru și cu Volkswagen acum. Da, le ia când sunt ultima generație. Exact, vandabilă. Deci aveți grijă, dacă vine cumva domnul Petreanu în showroom-ul dumneavoastră și vrea să ia o mașină, se duce naibii modelul respectiv. Da, că ăla e ultimul pe care trebuie să mai vindeți bine. Da. Golf, deci între 2008 și 2021, Golf a fost cea mai vândută mașină din Europa. Ha. Bun, Sandero pe 2, anul trecut pe 3, Volkswagen Terok. Serios? Da, în Europa, după care Fiat 500, drăguță mașina, dar nu știu ce, mă rog, și cum spuneam, Golful pe 5 și pe primul loc, Peugeot 208. Vezi, mă, francezii. Incredibil. Peugeot 208, cea mai vândută mașină. Am văzut câteva, sunt drăguțe. Diferențele foarte mici. Deci Peugeot 208 s-a vândut în 206.000 de exemplare, Sandero în 200.000. Uh-huh. Terok, care e pe locul 3, Volkswagen Terok, pe locul 3, la distanță semnificativă, 181.000. Trebuia să-i spună lui Gigi Becali că le lua el alea 6.000, numai dar n-ai vie să fie România pe primul loc. Să știi. Da, asta ca mărci individuale, ca marcă generală, așa, Volkswagen rămâne pe primul loc cu aproape 1,2 milioane de mașini vândute în Europa, iar pe 2 Toyota cu 766.000, pe 3 BMW cu 646.000. Nici nu e mare lucru, că dacă faci mașini fără semnalizator, le faci mai repede. Da, așa e. Da, deci Volkswagen plus rămâne... că cea mai valoroasă chestie la ele sunt oglinzile. Da. Cel puțin în România. La BMW-uri? La BMW-uri, da. Da. Sunt cele mai căutate, urechile. Da, mai zic cum. M-au furat, am luat și eu un BMW X6 odată în teste și l-am lăsat în fața blocului și am visat că au furat oglinzile. Mama. Și m-am trezit, mă jur că așa a fost, m-am trezit, stăteam în București pe vremea aia, m-am trezit, am coborât. Primul lucru la care m-am uitat a fost să văd dacă sunt oglinzile acolo. Da, erau. Am răsflat-o și ura, după care m-am apropiat și am văzut că fureaseră sticla, mă, de oglinzi. Fureaseră geamul. A, s-au lăsat, practic, plasticul. Da. Și era un bilețel. Am mai pus și vrei, mă, să spune că așa se fură. Tu ce credeai, ți-o fură cu totul? Slavă cerului, că nu știu ce să nu bilețel, ce scria în bilețel? Am găsit un bilețel în parbriz. Pentru oglinzi, veniți la secția 11, cred că au zis, sau 10, nu mai țin minte exact. A, între timp trecuse poliția pe acolo și le găsise. Ce vremuri, băi, tu dormeai și poliția a lucrat, nu apucai să faci plângere. Da. Dar când m-am identificau de unde s-au furat, veneau, scriau. M-am dus greu de tot cu mașina aia până la secția respectivă de poliție, că vizibilitatea era foarte nasoală. Fără oglinzi laterale, trebuia să mă uit doar în retrovizoare și era în spate geamul ăla mic. Nasol! Deci a fost nasol. Opresc acolo, ce se întâmplase? Poliția îl găsise pe unul care tăra după el noaptea, de fapt pe la 2 dimineața, așa, tăra o geantă mare de voiaj. Și i s-a părut suspect. Oglinzi, opa! Ce ai în geantă? L-au întrebat. Cred că îl cunoșteau. Și a zis, am 400 de oglinzi. Da. Deci el a venise de la Romană, înțelegi, pe jos și ajunsese pe Bulevardul Unirii pe undeva și el ce mașini era specializat pe BMW și Mercedes. Era colecționar, practic. Da. Și colecționa oglinzi. Și atunci, mă rog, poliția a refăcut traseul cu el, a identificat toate mașinile fără oglinzi și au lăsat bilețele. Veniți la secție să vă recuperați oglinzile. Și te-a pus să-ți alegi din... Luați din sacoșe de acolo, domnul Petreanu, alegeți-vă două, dar vă rugăm să fie măcar la fel. Da, ceva ce se potrivește. Le aveau pe o masă întinse și a zis, luați-le pe alea care stă ale dumneavoastră. Și m-am uitat la el și zic, știți, nu e mașina mea, nu știu care să... Nu vreți să mă ajutați. Domnul Petreanu v-a recunoscut dumneavoastră, luați patru. Dar să alea altcuiva, lăsați. Auzi, mai să-ți recuperezi și bicicleta aia de ți-au furat-o de pe scara blocului. Și nu mi-am dat seama. Și nu
Da, eram în renovare și era tot universul meu. Era, era praf. Adică nu mai găseam nimic în casa aia deloc. Era mobila, era pusă claie peste grămadă, scosese pe hol niște lucruri, eram bolnav de nervi. Și după cât timp ți-ai dat seama că îți lipsește bicicleta? A venit, nu știu exact, după cât timp, dar a trecut maica mea pe la mine și mi-a zis, dar bicicleta ta unde e? Păi zic, e afară, pe hol. Nu? Nu mai e.